trecem la ora de educație sexuală. Eu sunt proful vostru de sex. Asta este. Ești asta. Da. Nu e mama voastră, nu e tatăl vostru proful de sex. Fetili și băieții, cum vă dați seama? Unele fetilii are prejudecăți. Și că după râtaș, îți dai seama cât are la ciocan. Rom, ma, după glas. Cum? După glas îți dai seama câtă pula are ăla. Câta dimensiunea. Așa? Deci hai să vă arăt dimensiunea la pui. Că de obicei la fete e cam la fel. Nu contează cum are glas. Dar contează la băieți. Hai. Bună, ce faci? 5-6 cm. Vă rog, vă rog. 10 cm. Bună, ce faci? 14 cm. Bună, ce faci? 18. Bună, ce faci? 20. Bună, ce faci? Vreo 23. Și mai încolo, tot așa. Nu contează înălțimea. Toți, de fapt, majoritatea bărbaților, sunt cam aceeași diapazon. Sunt în aceeași zonă de dimensiune. N-ați văzut că seamănă frecvențele. Cu toate că sunt niște, cum să vă zic, armonice, se armonizează. Deci ceea ce contează, glasul! Se poate preface. Dar la un moment dat se dă în fapt. Întreb, e ceea ce e exact. Bună, ce faci? Oia. Iubire! Oh, a tras o murătură. Din ură, da. După ură vine iubire.